Salutare tuturor și bine am regăsit la un nou tutorial în care vreau să vă vorbesc despre modalitatea prin care se pot selecta imaginile introduse într-o foaie de calcul Excel cu ajutorul unei liste de rulante. Am realizat în prealabil o foaie de calcul în Excel 9, în interiorul căreia am introdus denumirile a șase țări cu steagurile aferente. Vom executa un clic. în interiorul unei imagini Apoi vom acționa combinația de taste control A, astfel vom selecta toate cele șase steaguri. Vom executa un clic dreapta pe selecție și din meniul apărut vom alege opțiunea Format Object. Apoi, apoi vom executa un click pe pictograma Size and Properties. Apoi din meniul Properties o să alegem opțiunea Don't Move or Size with Cells. Astfel, imaginile nu vor mai fi redimensionate sau repoziționate atunci când se stabilește o nouă dimensiune coloanei sau rândului. Apoi acționăm meniul Picture Format și din meniul Align din zona Range vom alege opțiunea Distribute Vertically. Apoi tot din interiorul acelui aș meniu vom alege Align Left în așa fel încât fiecare imagine să fie aliniată la stânga. În acest moment se observă că fiecare imagine este poziționată în interiorul unei celule. De exemplu, steagul Germaniei este poziționat în interiorul celulei A1 și a Franței în A5, de exemplu. Creăm acum o foaie de calcul nou în interiorul căreia vom introduce lista noastră de rulantă. Selectăm celula C9 și apoi acționăm meniul Data, Data Validation. Stabilim faptul că avem nevoie de o listă, iar la sursă vom alege din prima foaie de calcul zona care conține numele fiecarei țări. Astfel avem introdus în cea de-a doua foaie de calcul lista derulantă prin intermediul căreia noi vom putea selecta imaginea dorită. Copiem din prima foaie de calcul una dintre imagini, selectând în prealabil imaginea, apoi acționând combinația de taste control C și o să lipim această imagine în cea de-a doua foaie de calcul, acționând combinația de taste control V. Astfel, în acest moment, noi avem uh, introdusă una dintre imagini în celula A1. Acum va trebui să legăm această imagine de una dintre opțiunile din lista de rulantă. Pentru a face acest lucru vom parcurge următorii pași. În primă fază vom selecta imaginea din această foaie de calcul și dacă în bara de adrese vom scrie egal C9, în locul imaginii lipite în această foaie de calcul va apărea opțiunea pe care utilizatorul a ales-o din lista de rulantă. Scopul nostru este de a afișa imaginea în celula A1 în funcție de opțiunea utilizatorului nu de a afișa numele țării pe care utilizatorul a ales-o. Deci va trebui să realizăm o legătură între imaginile pe care le avem salvate în prima foaie de calcul și opțiunile listei derulante. Priviți ce se întâmplă dacă ștergem referința către celula care conține lista derulantă și în locul ei o să introducem o referință către celula care conține una dintre imaginele steagurilor din prima foaie de calcul. Apare în acea zonă imaginea care este poziționată în interiorul celulei din prima foaie de calcul. Deci va trebui să realizăm o legătură dinamică între aceste imagini și opțiunile listei de rulante. Putem face acest lucru denumind celulele care conțin imaginele steagurilor din prima foaie de calcul. De exemplu, dacă celulei A1 îi vom da numele de Germania, vom putea prelua acest nume în cea de-a doua foaie de calcul pentru a putea proiecta, pentru a putea afișa steagul Germaniei. Putem face această denumire în mod automat astfel. Vom selecta zona care conține celulele în care sunt introduse atât imaginile cât și denumirile țărilor și apoi din meniul Formulas vom apela la opțiunea Create from Selection. Practic, noi vom denumi celulele din coloana A cu numele care sunt uh, trecute în coloana B. Pentru acest lucru vom debifa opțiunea Top Row și vom lăsa uh, bifată doar opțiunea Right Column. Astfel, toate celulele din coloana A uh, vor prelua numele care sunt trecute în coloana B, în coloana din dreapta. Executând click pe butonul OK și în acest moment observăm că celula A1 a luat numele Germania, celula A2 Italia, A3 România și așa mai departe. Acum vom putea să folosim aceste nume ale celulelor pentru a afișa conținutul lor în cea de-a doua foaie de calcul. De exemplu, dacă schimb referința acestei imagini cu numele unei celule din prima foaie de calcul, va fi proiectată imaginea pe care respectiva celulă o conține. De exemplu, dacă aleg România, se afișează imaginea uh, care este plasată în celula cu denumirea România. Dacă voi alege Spania, se afișează steagul Spaniei. Problema care apare acum este următoarea eu va trebui să afișez imaginea care va fi selectată prin intermediul acestei liste de rulante. Deci, referința acestei imagini va trebui să se regăsească în una din opțiunile pe care utilizatorul o face prin intermediul listei de rulante. Deci va trebui să translatez această opțiune a utilizatorului într-o adresă. Funcția care face translatarea obținui din lista derulantă într-o adresă este funcția indirect. Dar această funcție nu poate fi apelată direct din bara de adrese. De exemplu, dacă în referința acestei imagini aș scrie funcția indirect, la apăsarea tastei Enter aș primi un avertisment, unde mi se spune că lipsește o referință sau nu am definit un nume. Deci această, această problemă poate fi rezolvată prin definirea unui nume. Pentru a face acest lucru o să apelăm la managerul de nume pe care îl regăsim în meniul formulas, opțiunea Name Manager. Iar aici vom acționa butonul New și vom crea un nou nume pe care o să-l numim steag, iar la referință vom folosi exact funcția indirect. Executăm, click pe butonul OK, apoi Close, iar la referința acestei imagini vom folosi numele astfel creat. În acest moment, imaginile din această uh, zonă sunt legate dinamic de opțiunile pe care le poate avea utilizatorul prin intermediul acestei liste de rulante. Bineînțeles că asupra acestei imagini se pot efectua toate operațiile pe care Excel-ul le pune la dispoziție. De exemplu, din meniul Picture Format putem să alegem opțiunea Crop și să alegem exact zona care conține imaginea steagului. Acesta a fost tutorialul pentru astăzi, eu am fost Adrian și până data viitoare vă doresc la revedere!